Înainte să începem acest clip, trebuie să vă spun, nu încercați asta acasă. Sub nicio formă, este doar un ritual inventat și găsit pe internet. Nu încercați asta acasă, vă rog. Și acum, stați un pic și ascultați. Ești trist, singur, abuzat, respins. Ești agresat la școală sau treci printr-un divorț pe care nu ți-l doreai și nu ai făcut nimic pentru a-l cauza? Viața ta a decăzut atât de mult încât nu mai poți vedea cerul? Simți că te sufoci când se lasă întunericul? Te gândești pur și simplu să închei totul? Dacă te regăsești într-una din cele de mai sus? Sau poate chiar toate? Ești furios? Nedreptatea dureroasă a situației tale triste a prins mânia în sufletul tău? Vrei să te dezlănțui și să faci persoana sau persoanele implicate să regrete tot ce ți-au făcut? Vrei să le vezi sângerând, țipând și suferind? Așa cum ai suferit și tu? Atunci, prietene, am o soluție pentru tine. Vezi tu, lumea este un loc mult mai misterios decât vor unii să creadă. Cu fiecare descoperire științifică sunt încă 5 anomalii pe care mintea rațională nu le poate explica. Sub startul industriei și al fericirii se află umbre mai adânc situate, mai vechi și mai nenaturale decât pot fi explicate de o minte rațională. Sunt lucruri care fac zgomote noaptea. Sunt monștri și bestii cu dinți ascuțiți și un apetit pentru copii. Și cu siguranță sunt metode de a obține putere și influență, catalogate ca fiind povești de persoana obișnuită, ceremonii vechi, blesteme antice și ritualuri uitate de lume. Toate funcționează, toate pot deschide uși, uși către bogății uriașe, cunoștințe vaste și putere inimaginabilă. Au căzut în obscuritate. Dar stai liniștit, ființele care au răspuns chemării atunci când lumea era întunecată vor răspunde și acum dacă sunt chemate corect și dacă li se oferă respectul cuvenit. Știu un ritual, un ritual care nu poate fi găsit online, un ritual ce îi va permite persoanei asuprite și furioase să devină lucrul de care se tem ceilalți. Vei avea nevoie de următoarele lucruri: o oglindă cu spatele de argint, 3 ace de argint, o pilă, o carcasă putrezită de animal, de preferat al unei pisici sau al unei păsări, un ulcior cu cerneală și dorința de a face tot ceea ce e nevoie pentru a-ți sătura ura. Trebuie să faci ritualul într-un loc izolat, deoarece ceea ce urmează să faci nu e chiar înțelept să fie făcut în public. Prima dată, pune oglinda pe peretele din fața ta. Asigură-te că e suficient de aproape încât să-ți vezi fiecare parte din față. După ce ai așezat oglinda, pune pila, acele, cerneala și carcasa în jurul tău. Apoi uită-te în oglindă și concentrează-te asupra urii tale până când îți simți că îți ard ochii, iar pielea ți se înroșește. Trebuie să fii într-o stare de furie. Abia atunci acțiunile pe care le vei face vor mulțumi ființele nevăzute ce roiesc în jurul tău. Ia ulciorul cu cerneală și varsă-l pe tine. Asigură-te că te acoperi cât de mult se poate. Adună cerneala care nu a căzut pe corpul tău și aplică-o și pe aceea. Apoi, ia carcasa și curăț-o de carne cu mâinile goale. Carnea ar trebui să fie putrezită și plină de viermi. Ia orice fluide ce se scurg din carcasă și înghite cât de mult poți, fără să vomiți odată ce ai terminat. Mănâncă carnea, iar apoi ia pila. Ceea ce trebuie să faci în continuare va fi dureros, dar trebuie făcut, indiferent de cât de chinuitor va fi. Ia pila și șlefuiește-ți ușor marginile dinților până când smalțul este răzuit, până când dinții tăi sunt ascuțiți ca a unui animal. Ascute-ți dinții din față și scuipă sângele din gură pe oglindă. Asta le va arăta ființelor ce trăiesc în afara realității noastre că ești gata pentru următorul pas. Așteaptă și adună-ți puterea. Apoi ia cele 3 ace și inserează-le pe primele 2 deasupra ochilor, în așa fel încât să-ți prindă ploapele. Inserează-ți ultimul ac prin limbă. Acum că ai suferit, cei antici, cei vechi, cei bătrâni vor ști că ești vrednic și vei putea începe stadiul final. Îți arată-ți noi dinți ascuțiți și spune următoarele cuvinte cât de clar poți. Urăsc și sunt urât, am sângerat și acum o să-i fac să sângereze. Aștept chemarea umbrelor și mă alătur războiului neîncetat asupra umanității până în ziua în care voi muri. Făceți-mă lucrul de care ceilalți se tem, făceți-mă un monstru. Schimbarea se va produce în timp.
Porii tăi vor secreta fluide ce îți vor uni membrele, măruntaiele tare se vor dizolva și vor ieși din fiecare orificiu. Ochii ți se vor lichefia, iar pielea ți se va destrăma ca o ață. Asta se va întâmpla într-un interval de o oră și când se va termina, vei ieși la suprafață din mocirla vechiului tău corp, ca ceva nou, ceva puternic și veșnic tânăr și foarte, foarte îngrozitor. Nu pot spune cum vei arăta. Cei antici vor decide cum va arăta noua ta formă. Dar stai liniștit. Îi va face pe ceilalți să se teamă de tine. Vei deveni un monstru și te vei alătura fraților tăi în colțurile întunecate ale lumii, în mlaștini și castele, în cripte și morminte, sub pământ și în adâncurile oceanului, alergând prin pădurile izolate sau zburdând prin întuneric. Vei teroriza și vei ucide, schilodi și mutila, vei fi arta unei armate de umbre și oameni negri, îți vei potoli ura și chiar mai mult. Dar ai grijă, vei evita lumina până în ziua în care vei fi ucis și nu te vei întoarce niciodată la forma umană. Fii prudent, prietene, și fii sigur de dorințele tale, căci eșecul va rezulta în cei antici luându-ți mintea în tărâmul lor și lăsându-ți corpul o carapace goală și putrezită. Așa sunt căile lor. Povestea asta a fost controversată în 2017. Atunci am avut o conversație cu o mamă căruia o drasă și-a pilit dinții din cauza acestui ritual. Așa că nu faceți asta acasă, oamenilor. Este o poveste inventată de către cineva și nimic mai mult. Oricum, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Și până data viitoare, aveți grijă, pentru că nu știți ce se află în întuneric.